Mai mult ca niciodată, tinerii din Arhiepiscopia Iașilor așteaptă ziua de vineri, 18 august. Ce se întâmplă vineri? Peste 1500 de tineri de pe teritoriul Moldovei și-au dat întâlnire în orașul Iași, vineri la ora 12, pentru a sărbători deschiderea evenimentului Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi din Moldova 2023. La această întâlnire îl vom avea alături pe înalt preasfințitul Părinte Teofan, Metropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un număr de personalități din orașul Iași care au contribuit la organizarea acestui eveniment. Îi veți putea observa pe tineri defilând în cadrul acestei deschideri și vă așteptăm pe toți să faceți parte din această bucurie a lor.